Leverkusen este surpriza sezonului în Bundesliga. Ea reușește să câștige Bundesliga, ea reușește să câștige cu 90 de puncte, ea reușește să nu fie învinsă timp de 34 de meciuri, astfel domină în Bundesliga. Cu jucători precum Boniface, Florian Wirtz, Grimaldo și Frimpong, echipa a reușit să domine în Germania. În episodul de azi o să preluăm Bayer Leverkusen timp de 10 sezoane și o să încercăm să câștigăm Champions League-uri, titluri și multe trofee cu ea. Am ajuns la Leverkusen, unde managerul Unreal Bayer este pregătit să câștige multe trofee cu Leverkusen, însă ca să facă chestia asta are nevoie și de obiective. Așa că obiectivele sunt în felul următor. Leverkusen trebuie să câștige Champions League-ul de 3 ori, de asemenea trebuie să câștige Super Cup-ul de 2 ori, trebuie să câștigă Bundesliga de 5 ori, trebuie să avem un jucător sau mai mulți la noi în echipă cu overall de 99, la fel un jucător sau mai mulți la noi în echipă care a obținut de 3 ori balon de aur, Leverkusen să aibă în arsenalul său de trofee 20 de trofee, țineți minte 2 transferuri per sezon. Și o chestie nouă pe care vreau să adaug specific acestei echipe este că fiecare meci pierdut versus cei de la Bayern va trebui noi să dăm de această rată unde este trecut un singur da și 3 de nu momentan. După sezonul numărul 5 o să mai scoatem un nu și în caz că pică nu, scăpăm fără transfer. Însă dacă pică da, va trebui să mai dăm de încă o rată, o să fac o rată specială pentru jucătorii pe care avem în primul 11 și jucătorul care pică va trebui să plece. E bine, cam astea sunt obiectivele și regulile, eu zic că sunt destul de bune și eu zic că Leverkusen o să reușească să le îndeplinească pe toate. Hai să trecem la echipă să vedem cum arată și vedem că avem echipa rachetă aici, cum arată formația asta. Destul de ciudată formația, nu știu cum reușesc jucătorii să joace, însă o să o schimb puțin eu. Am ajustat puțin echipa și cam așa va arăta, cu Schick și Boniface în atac, Chaka, Andrej, Wirtz și Palacios în mijloc, iar în apărare Grimaldo, Kusunu, Hincapi, Frimpong. O echipă destul de bună, însă putem să o îmbunătățim. Și sincer nu cred că aș îmbunătăți acum atacanții, chiar dacă contează destul de mult. Și aș îmbunătăți cei doi mijlocași. Andrej ar vrea să aduc unul locul lui și locul Palacios să aduc pe altcineva. Așa că vom transfera în sezonul ăsta, dacă ne ajung banii, doi mijlocași. Se pare că am 72 de milioane de euro, n-avem chiar așa de mult, așa că cred că o să facem doar un singur transfer până acum, dacă ne ajunge. E bine, vom încerca să transferăm pe Gavi, un jucător foarte bun, pe aceeași poziție, o să ne coste destul de mult, însă o să-l băgăm și pe Palacios în deal. E bine, și se pare că reușim să transferăm, îl dăm pe Palacios plus 43 de milioane de euro. Un preț destul de bun pentru un jucător destul de bun. Din păcate nu mai avem bani pentru a face încă un transfer destul de bun în locul lui Andrej, așa că vom păstra așa echipa. Desigur că va trebui să facem și contractele, așa că revin imediat. Am făcut contractele cât și din planurile la echipă. Echipa arată destul de pregătită și destul de bine pentru sezonul ăsta, așa că simulăm primul nostru sezon cu Leverkusen să vedem ce se întâmplă. Sezonul cu numărul 1 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată echipa și se pare că arată destul de bine, a crescut destul de mult echipa peste tot aproape, însă haideți tot să vedem cine a scris cea multe goluri și se pare că este Patrick Schick cu 16 goluri și Wirtz cu 15 și 6 asisturi. Și la asisturi este Grimaldo, ok. Hai să vedem că reușim și se pare că nu reușim să câștigăm. Terminăm pe locul 2 cu 68 de puncte și Bayer care a reușit 82 de puncte departe de noi. În pocal, hai să dacă reușim, se pare că nu reușim, suntem scoși destul de vreme. Haideți să vedem totul ce am făcut și în Europa League se pare că terminăm pe locul 1 cu 16 puncte. În round of 16 se pare că dăm de Celtic care ne scoate cu 3-1, bă, nu mă așteptam la chestia asta și cine câștigă? Câștigă Liverpool, ok. Hai să vedem totuși unde am pierdut versus Bayern. Ok, și se pare că am pierdut acolo pe 9 februarie cu 3-1 versus cel la Bayern Auenspin. E bine, și se pare că am pierdut în septembrie cu 2-1 versus Bayern. Ok, și se pare că au două spinuri. Hai să începem din primul. Hai să sperăm că scăpăm fără niciun da și se pare că este nu. Perfect, perfect. Uităm și a doua oară. Hai să vedem că reușim să scăpăm și a doua oară și se pare că pică din nou nu. Ok, bine, bine. Suntem bine. E bine, și din fericire scăpăm fără niciun transfer, trecem în sezonul 2 să vedem ce reușim și acolo. Am intrat în sezon cu numărul 2, hai să vedem dacă reușim să facem ceva și sezonul ăsta. Prima oară să vedem ce putem să schimbăm la echipă. Și în primul rând cred că este timpul să schimbăm atacanții, cred că trebuie să schimbăm pe Schick
pe Boniface poate mai merge un sezon, două, însă pe Schick trebuie neapărat să-l schimbăm. Așa că haide să găsim un atacant. Și se pare că avem cu ce lucra, avem la dispoziție 152 de milioane de euro să transferăm un jucător. E bine, și aș vrea să transfer pe Victor Osimhen pentru că expiră contractul și o să luăm mai puțin de 128 de milioane. O să luăm undeva la 100 de milioane, așa că haide să transferăm. E bine, și până la urmă Osimhen vine la echipă pe suma de 102 milioane de euro. Am mai vândut jucător și după transferul Osimhen mai avem încă 168 de milioane de euro. Așa că hai să facem încă un transfer. Și acel transfer mă gândesc fie mijloc în locul lui Henrik, să-l punem pe Ugarte. Un mijloc aici destul de bun care sunt sigur că o să crească. Are 23 de ani, uruguayan, o să-i costăm de la 60-70 de milioane, așa că hai să-l cumpărăm. Vine și Ugarte la echipă pe suma de 50 de milioane de euro. E bine, și cam așa va arăta echipa cu Osimhen și Ugarte în mijloc, în rest arată la fel. Mă bag să fac repede development planurile și contractele și revin imediat. Am făcut contractele cât și development planurile, echipa arată foarte bine și pregătit pentru acest sezon, așa că simulăm sezonul cu numărul 2 să vedem dacă reușim până la urmă să câștigăm Bundesliga. Sezonul cu numărul 2 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată echipa. Și se pare că arată destul de bine, 91 overall Osimhen, Grimaldo cu Frimpong au crescut și ei, Virs și la fel, însă vedem că ne-a scăzut portarul. Haideți să vedem cine a scris cea multe goluri și se pare că este Osimhen cu 22 de goluri. Pe locul 2, Victor Boniface cu 15 goluri și la asisturi este Virț cu 10 asisturi. Haideți să vedem dacă reușim. Data asta suntem pe locul 4. Wow, mamă, dar ce se strâng. S-au strâns destul de multe puncte. Vedem că este foarte strâns scorul. Dorm un câștig la diferență de 3 puncte față de noi. Hai să vedem dacă reușim și se pare că nu reușim Germanii Pokal. Asta este, suntem scoși, cred că departe. Se scoși de Dortmund, a doua echipă al Dortmund se scoși. Wow, la penalti ne scoate a doua echipă al Dortmund. Și vedem că în Champions League terminăm pe locul 4, wow! Mă, măcar pe locul 3, nu, locul 4, wow, ok, o surpriză mare, mare. Cine câștigă totuși, câștigă, na, Manchester United sau Milan. Haideți să vedem totuși unde am pierdut versus cei de la Bayern. Se pare că pe 8 septembrie am făcut acolo egal cu 2-2 versus cei de la Bayern, iar apoi pe 13 acolo am făcut egal din nou, așa că scăpăm fără niciun spin. Suntem în sezonul cu numărul 3 și în acest sezon haide să schimbăm fundașii. Doar pe unul o să schimbăm, nu o să schimbăm și pe Cusunui pentru că are overall destul de mare. O să facem un nou fundaș mai bun decât Hincapi. Și aș vrea să schimbăm și pe Ceaca, pentru că are 32 de ani, o să înceapă să scadă, așa că hai să facem unul în mijlocaș în locul lui. Însă, din câte văd, Ceaca poate să aștepte pentru că ne trebuie neapărat un nou portar, așa că vom transfera un fundaș și un portar. E bine, și o să vreau să-i transferăm pe Gvardiol și pe Laurent, un portar regen. Nu cred că ia locuri toate, nu cred că s-a lăsat de fotbal încă, dar un portar destul de bun și un fundaj destul de bun asemenea. Avem 217 milioane la dispoziție, așa că eu zic că o să ne ajungă. Hai să transferăm pe amândoi. Gvardiol vine la echipă pe suma de 76 de milioane de euro. Un fundaj foarte bun. Un nou portar vine la echipă, Laurent vine pe suma de 90 de milioane de euro. Întrerup acest video clickmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. Acum cu Gvardiol și cu Laurent în poartă, eu zic că arată mult, mult mai bine echipa. Pare pregătită pentru Champions League și să câștigăm de fapt. Avem nevoie și de development planuri, așa că revin imediat. Am făcut contractele cât și development planurile, echipa arată foarte, foarte bine, așa că simulăm sezonul cu numărul 3 să vedem dacă reușim de data asta să câștigăm Bundesliga și poate și Champions League-ul. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și se pare că arată foarte, foarte bine echipa. Osimhen 92, Boniface 86, Ceaca da, a scăzut, mă așteptam, însă o să schimbăm noi sezonul următor. Însă hai să vedem ce am scris multe goluri și se pare că a fost Victor Osimhen cu 32 de goluri. Apoi Victor Boniface cu 19 goluri și la asisturi a fost Grimaldo cu 9 asisturi. Hai să vedem dacă reușim, nu reușim nici de data asta, în 3 sezoane la rând pe locul 2, 3 și 4, dar vedem că sezonul ăsta se pe locul 3. În Germania Pokal se pare că am fost scoși de Dortmund, ok, cu 2-1. Haideți să vedem ce a făcut în Champions League, unde vedem că de data asta terminăm pe locul 1. În Round of 6 se pare că dăm de Porto, care ne scoate, wow!
Porto ne scoate cu 5 la 4. Porto, mă. Wow, ok. Și câștigă, dar încă nu știm. Hai să vedem totuși unde am pierdut versus Bayern. Se pare că am pierdut acolo cu 2 la 1 versus cel la Bayern pe 20 decembrie. Și se pare că am făcut egal pe 31 ianuarie. E bine, și se pare că am un spin. Hai să vedem că pică, da. Sperăm că pică nu, ca să scăpăm destul de ușor. Și se pare că pică. Haide. Bine, mă, spine, mă, bine, mă. Am reușit să scăpăm și data asta. Suntem în sezon cu numărul 4. Hai să vedem că reușim să câștigăm data asta, poate. Ne chinuim de 3 sezoane. În sezonul acesta, haideți să ținem totuși pe Chaka, pentru că deja este destul de bătrân și avem nevoie de un alt mijlocaș în locul lui. Și sincer, pe Boniface l-aș mai lăsa, joacă destul de bine și o să-l schimbăm cu un Mbappe ceva când o să îmbătrânească, pentru că se descurcă destul de bine. E bine, și am găsit un mijlocaș destul de bun de la Real Madrid, Andreas Perez, un mijlocaș destul de bun, care seamănă cu Valverde, însă nu este Valverde. Haideți să-l transferăm totuși. E bine, și se pare că Andreas Perez vine și el la Leverkusen pe suma de 76 de milioane de euro. E bine, acum cu acest nou mijlocaș la echipă, arată destul de bine echipa, pregătită, să zic așa, pentru acest sezon. O să fac eu repede de în planurile și contractele și revin într-o secundă. Sincer, mă gândesc să mai facem un transfer pe poziția de left-back, pentru că mai avem un transfer de făcut sezonul acesta. Îl vom vinde pe Grimaldo pentru că are 30 de ani și îl vom transfera un nou left-back. L-am vândut pe Grimaldo și acum încercăm să-l transferăm pe Balde. Balde până la urmă vine la echipă pe suma de 125 de milioane de euro. E bine, am făcut contractele cât și diferent planurile. Echipa arată foarte, foarte bine cu Balde și cu Perez. Simulăm sezonul cu numărul 4, să vedem că de data asta reușim până la urmă, că nu știu cât să mai încercăm să câștigăm și noi măcar o singură altă Bundesliga. Haideți să vedem totuși cine câștigă balonul de aur în 2026 și se pare că este Erling Haaland. Ok, însă încă vedem că nu sunt jucătorii noștri câștigători de balon de aur, deși sunt destul de buni. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și se pare că arată destul de bine. 93 overall, 94 virți. Echipa a crescut peste tot, efectiv peste tot, arată foarte bine. Ba chiar Boniface vedem că nu rămâne în spate. Hai să vedem totuși, am scris și am multe goluri și se pare că este Victor Osimhen cu 29 de goluri. Iar la asisturi se pare că este Virts cu 16 asisturi. Haideți să vedem că reușim și se pare că reușim, în sfârșit câștigăm Bundesliga, mă, bine, mă, cu 74 de puncte. Germanii Pokal reușim? Nu reușim, aici suntem scoși de Hoffenheim. Haideți să vedem totuși, am făcut și în Champions League, se pare că terminăm pe locul 2, la egalitate de puncte cu Liverpool. Însă în round-ul 6 avem ghinionul de adapte Real Madrid, wow, ok, și ne sparge efectiv, ne sparge Real Madrid cu 4 la 1 la general, destul de nașpa și câștigă, încă nu știm, dar finală frumoasă, Real Madrid PSG. Haideți să vedem unde am pierdut versus cei la Bayern. Se pare că pe 12 decembrie am bătut acolo cu 2 la 1, iar pe 30 ianuarie am bătut iar cu 2 la 1 și se pare că scăpăm fără spin. Suntem în sezon cu numărul 6 și în acest sezon, hai să vedem cum putem să upgradeăm echipa. În primul 11, să fiu sincer, nu prea avem ce să facem decât să schimbăm pe Boniface, să zic că mai merge. Echipa chiar arată bine peste tot, absolut peste tot. Însă eu zic pe banca de rezervă să facem și schimbări, adică să facem noi atacanți pe banca de rezervă și un nou mijlocaș. E bine, și o să-l transferăm pe Oliver Skip la mijloc și pe Ricardo Pepi în atac. Hai să-i transferăm pe amândoi. E bine, și se pare că Pepi vine la echipă, un nou atacant pentru noi, pe suma de 58 de milioane de euro. Oliver Skip vine și el pe suma de 34 de milioane de euro. E bine, și acum cu un atacant de rezervă și cu un nou mijlocaș de rezervă, echipa arată mai bine. Însă o să mă bag eu să fac repede contractele și divem planurile și revin într-o secundă. Am terminat de făcut contractele și divem planurile. Echipa arată foarte, foarte bine și pregătit pentru acest sezon. Așa că simulăm sezonul numărul 5, aparent. Se pare că m-am încurcat puțin în sezoane. Să vedem dacă reușim să câștigăm ceva. Hai să vedem în 2027 cine câștigă balonul de aur. Și se pare că este Victor Osimhen, mă. Bine, mă, bine, mă, câștigă Victor Osimhen. Un jucător al nostru câștigă balonul de aur. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată echipa. Și se pare că arată foarte, foarte bine. Aproape toată echipa are 90 plus overall, însă nu mai trebuie câțiva jucători în defensivă. Haideți să o să vedem ce a scris cea multe goluri și se pare că este Victor Osimhen cu 30 de goluri și 4 asisturi.
În spate Virți cu 24 de goluri și la asisturi, se pare că este Gavi cu 20 de asisturi. Haideți să vedem dacă reușim și se pare că nu reușim. Ieșim pe locul 2 și Bayern iese pe locul 1 la egalitate de puncte, însă ne bate la golaveraj. În Super Cup, haideți să vedem dacă reușim, am reușit să câștigăm Super Cupa Germaniei cu 3-1 versus Frankfurt. În pocal se pare că reușim să o batem din nou pe Frankfurt cu 2-0, câștigăm și pocal. Haideți să vedem totuși ce am făcut în Champions League, se pare că trenăm pe locul 1 cu 13 puncte și se pare că suntem scoși din Round of 6 din nou foarte rapid de Villarreal, care ne bate cu 2-1 la general. Iar finala, wow, ce finală proastă, Benfica versus Aston Villa, pe bune. Haideți să vedem totuși unde am pierdut versus cei de la Bayern. Se pare că pe 2 octombrie îi bate cu 3-1, iar apoi îi batem de 2 ori în aceeași lună. Îi bate cu 2-1 în cupă și apoi pe 5 cu 2-0 în ligă. Și se pare că din nou scăpăm fără spin. Suntem în sezon numărul 6 și în sezonul acesta vreau să transfer un fundaș în locul cu Sunu. Este un fundaș bun, chiar este un fundaș bun, are încă 27 de ani, poate să mai crească. Însă cred că cu un fundaș de 90 overall putem să facem mai multe, așa că o să-l punem noi cu banca de rezerve și să transferăm un nou fundaș. E bine, și eu cred că ar fi o idee bună să-l transferăm pe William Saliba, un jucător destul de bun, are 89 overall, o să ne coste destul de mult, însă avem banii necesari. E bine, și se pare că William Saliba vine la echipă pe suma de 110 milioane de euro. E bine, și acum cu William Saliba echipa arată mai dotată și eu zic că este pregătită pentru acest sezon. Însă desigur că trebuie să fac eu repede diferent planurile și revin imediat. Am făcut contractele, câștig diferent planurile, echipa arată foarte bine și pregătită pentru acest sezon. Așa că simulăm sezonul numărul 6, să vedem că data asta reușim să câștigăm din nou Bundesliga sau poate cine știe, un Champions League. Haideți să vedem în 2028 cine câștigă Balon de Aur și se pare că este Erling Haaland înapoi. Ok. Se pare că s-a reîntors șef. Sezonul numărul 6 s-a terminat și se pare că avem fundalul albastru. Asta înseamnă că suntem în finala Champions League. Însă totuși hai să ne cum arată echipa și se pare că arată foarte bine. Însă Boniface are roșu, pe bune. Ok. Cine a scris multe goluri și se pare că a fost Victor Osimhen cu 28 de goluri. Iar la asisturi este Florian Wirtz cu 15 asisturi. Hai să ne reușim și se pare că reușim. Câștigăm Bundesliga, bine mă, bine. Câștigăm Bundesliga pe locul 1 cu 73 de puncte. Super Cup-ul câștigăm, reușim să câștigăm Super Cupa Germaniei, 4-1 versus Bayern. În pocal se pare că nu reușim, pierdem în finală versus cei de la Frankfurt, asta este. În Champions League se pare că terminăm pe locul 1 cu 14 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de City, pe care o scoatem cu 5-2 la general. În quarterfinal se pare că o scoatem și pe Barcelona cu 3-1 la general. Semifinal scoatem Interul cu 3-2 la general, iar suntem în finală versus Fiorentina. O finală mai ciudată, să fiu sincer. Însă haideți să vedem unde am pierdut versus cei la Bayern și se pare că am câștigat aici cu 4-1. Apoi am făcut egal acolo pe 16, am făcut egal pe 20 și se pare că scăpăm fără spin. Haideți să vedem finala, pentru că vreau să o vedem, o să-i dăm un quick sim. Însă haideți să vedem. Hai să vedem totuși echipa lor, Colmoani, ok, Lamin, Amrabat, Bishek, echipa destul de bună. A noastră trebuie să fie superioară, însă din păcate Boniface nu va intra, va intra Pepi totuși, e bine că l-a transferat pe el. O să-i dăm sim match însă cu un tactical view, ca să nu ne băgăm absolut deloc în joc, să joace ei cum vor ei. Și se pare că începe match-ul, începe finala Champions League, hai să vedem dacă reușim să câștigăm finala Champions League, să câștigăm și noi un trofeu Champions League în sfârșit. Ocazie pentru Leverkusen, Pepi foarte bine, pasă la Ugarte, Ugarte trece foarte bine, pasă la Virs, la Osimhen, Osimhen șutează și reușește să marcheze Osimhen. În minutul 47 reușește să marcheze Osimhen. Bine, mă, Osimhen. Ocazie pentru Fiorentina, foarte bine a urcat Nico, pasă la Colomoani, Colomoani pasează jur la Nusa, Nusa înapoi la Colomoani, șutează și se egalează. Egalează scorul Colomoani, însă este offside. Wow, ok, vreau să văd. Hai să vedem unde a fost offside. Ok, la Colomoani. Ok, a fost offside la Colomoani. Ok, se pare că nu se va pune golul. Ocazie pentru cea Fiorentina, foarte bine trece acolo Nico la balon, șutează și se pare că până la urmă marchează din nou cei de la Fiorentina prin Nico, reușește să șuteze acolo pe lângă portar, face 1-1.
Și se pare că se termină meciul, se va duce la prelungiri. Hai să vedem că reușim până la urmă să câștigăm. Ocazie bună pentru cei ale Leverkusen. Virz, Gavi la balon. Gavi scapă foarte bine, scapă foarte bine. Trece mai departe și reușește să înscrie în minutul 110, mă. Bine, mă, Gavi, mă. Gavi reușește să întoarcă scorul în minutul 110. Este 2-1 pentru Leverkusen. Și se pare că se termină, câștigă până la urmă Leverkusen. Reușim să câștigăm finala UEFA Champions League. În sfârșit, după atâtea sezoane, câștigăm și noi finala. Cu 2-1 reușim să o batem pe Fiorentina. Marchează Osimhen și Gavi. Haideți să vedem cum urcă pe podium și se pregătesc să ridice trofeul. Sunt curios cine e capitanul. Și se pare că capitanul este Florian Wirtz. Foarte, foarte frumos că ridică el trofeul. Și hai să vedem cum îl ridică. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm finala UEFA Champions League cu Leverkusen. Un sezon destul de bun pentru Leverkusen. Câștigăm foarte multe trofee, așa că hai să trecem în următorul sezon. Suntem în sezon cu numărul 7 și în sezonul acesta trebuie să facem niște schimbări la echipă. Adică trebuie să facem schimbări pe banca de rezerve. Trebuie să aducem un mijlocaș nou și un portar nou. Pentru că, să fiu sincer, sunt cam slabi. E bine, și ca portar de rezervă vreau să transfer Perestes de la cel la Bayern. Unul la mână ne va ajuta pentru că este un portar de rezervă și doi la mână ne va ajuta pentru că îi va slăbi pe cei la Bayern. Și pe Gravenberg la fel, îi va slăbi pe cei de la Frankfurt și ne va ajuta și pe noi. Așa că o să-i transfer repede pe amândoi și le expire și contract. Ce mai vrei? Perfect deal, perfect deal. Și se pare că Restes vine la echipă pe suma de 56 de milioane de euro. Gravenberg vine și el la echipă pe suma de 79 de milioane de euro. E bine, și acum cu Gravenberg și cu Restes pe banca de rezervă arată mult mai pregătită echipa. Pentru că oricând poate să intre Gravenberg cu sunul Restes în locul titularilor și să joace destul de bine. Ar mai fi un atacant de rezervă, însă Hložek eu zic că se descurcă destul de bine. Desigur o să avem nevoie și de diferite planuri și de contracte, așa că revin într-o secundă. E bine, am făcut contractele cât și diferite planurile, echipa arată foarte bine și este pregătit pentru acest sezon, așa că simulăm sezon cu numărul 7 să vedem dacă reușim să câștigăm din nou UEFA Champions League. Haideți să vedem totuși cine câștigă balonul de aur în 2029 și se pare că este Osimhen, mă. Bine, mă, Osimhen, al doilea nostru balon de aur. Bine, mă, Osimhen, mă. Sezonul cu numărul 7 s-a terminat și vedem că iar suntem în finala Champions League. Hai să vedem totuși înainte cum arată echipa și se pare că arată foarte, foarte bine echipa. 96 Florian Wirtz, a crescut foarte mult și în sfârșit avem toată echipa de 90+. Hai să vedem totuși cine a scris și multe goluri și se pare că este Osimhen cu 38 de goluri, 12 asisturi Florian Wirtz. În Bundesliga se pare că reușim să câștigăm din nou, în sfârșit reușim din nou să câștigăm, 76 de puncte câștigăm pe locul 1 lejer. Supercupa Germaniei se pare că o pierdem versus cei de la Frankfurt, ok. Pocal din Germania nu reușim aici, câștigă Leipzig. În Supercupa UEFA Supercup se pare că pierdem versus cei de la Manchester United. Wow, nu mă așteptam, să fiți chiar, chiar nu mă așteptam. 3-2 ne bate Manchester United. În UEFA Champions League se pare că terminăm pe locul 1 în grupa D. În Round 6 se pare că dăm de Shakhtar Donetsk, pe care batem cu 3-1 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Frankfurt, pe care o scoatem cu 4-2 la general. În semifinal se pare că o scoatem pe Milan cu 4-3 la general, iar finala vom juca versus Inter, care urmează să o vedem. Iar echipa lui Inter este destul de bună, însă și a noastră este foarte bună și de data asta avem toți jucătorii. O să dăm desigur un sim cu Tactical View și hai să intrăm în meci. E bine, și se pare că începe meciul, finala UEFA Champions League versus cei de la Inter. Hai să dacă reușim să-i batem. Haideți să vedem acum dacă reușim să înscrie din corner. Ultima șansă din meci, să marcăm. Boniface cu capul, reușim! E Osimhen, de fapt, e Osimhen. Reușim să înscriem în ultima fază, minutul 93. Osimhen înscrie cu capul din corner, mă. Bine, mă, bine, mă, Osimhen, mă. Bine, mă. Efectiv, niciun gol s-a dat meciul ăsta până minutul 93. Bine, mă, Osimhen. E bine, și da, nu mai au niciun timp pentru nimic. S-a terminat meciul, reușim să câștigăm a doua oară consecutiv UEFA Champions League. Un sezon destul de bun câștigăm aici UEFA Champions League, însă haideți să vedem unde am pierdut versus cei de la Bayern. Și se pare că reușim acolo pe 22 septembrie să îi batem cu 2-0 în ligă și se pare că mai facem egal acolo pe 20 aprilie, tot în ligă.
Și se pare că scăpăm și fără spin. Foarte bine, trecem în următorul sezon. Suntem în sezon cu numărul 8, mai avem câteva sezoane de simulat și echipa arată chiar foarte, foarte bine. Nu știu ce să fac, ce schimbare să fac la echipă, pentru că peste tot efectiv arată bine. Și niciun jucător nu dă semne de îmbătrânire. În afară de Simen, dar eu zic că mai merge. Nici chiar baca de rezerve. Așa că în sezonul acesta nu cred că o să vreau să fac niciun transfer. Avem echipa perfectă, nu are sens să facem niciun transfer. Așa că îi vom da direct simulare, însă înainte de asta, haideți să o să fac diverse planurile și contractele. E bine, am făcut contractele, cât și diverse planurile, echipa arată foarte bine, este pregătit pentru acest sezon. Așa că simulăm sezonul cu numărul 8, sperăm că poate ajungem din nou în final la Champions League și cât de sigur câștigăm și Bundesliga. Haideți să vedem în 2030 cine câștigă balonul de aur. Hai să vedem și se pare că este Victor Osimhen a treia oară, mă, bine mă, bine mă, Victor Osimhen, câștigi multe balonuri de aur din cauza lui Leverkusen. E bine, sezonul cu numărul 8 s-a terminat și vedem că iar suntem în finala UEFA Champions League. Incredibil, incredibil. 3 sezoane la rând, numai în finala UEFA Champions League. Foarte, foarte frumos chestia asta, zici că suntem Real Madrid. Însă înainte de chestia asta, hai să vedem și cum arată echipa. Și se pare că echipa arată destul de bine, însă, da, în sfârșit, adică nu, din păcate, în sfârșit, să zic așa, Osimhen a început să scadă pentru că are 32 de ani. Asta este, poate trebuie să-l schimbăm. Hai să vedem totuși cine a scris cea multe goluri și se pare că este Osimhen, Victor Osimhen, probabil ultimul lui sezon bun. 37 de goluri, wow, 37 de goluri, pe locul 2 Boniface cu 30. Și unul de goluri, foarte, foarte multe goluri. Și la asisturi este Florian Wirt cu 22 de asisturi. Wow, și 21 de goluri, incredibil. Haideți să vedem dacă reușim și se pare că reușim să câștigăm din nou Bundesliga. Bine mă, reușim să câștigăm cu 83 de puncte. Supercupa Germaniei se pare că o pierdem versus cei de la Leipzig. Ok, 5 la 6 la penalti. Cupa Pokal reușim, nu reușim, câștigă nu știu ce echipă, Osnabrück, cred că așa se pronunță. UEFA Super Cup reușim, reușim să o batem pe Olympic Marseille cu 3 la 0 și câștigăm UEFA Super Cup. În Champions League se pare că terminăm pe locul 1 în grupa noastră, la gol averaj însă, pentru că avem aceeași număr de puncte cu Atletico Madrid. În Round of 6 se pare că dăm de Lens pe care o scoatem la penalti cu 4 la 1. În quarter final o scoatem în Manchester United cu 5 la 1 la general. În semifinale se pare că o scoatem pe Roma cu 6 la 2 la general, iar finala o juca versus Real Madrid, o finală foarte grea cu Real. Totuși e Real, are 15 Champions League-uri câștigate în viața reală, în joc, cine știe. Oricum, echipă foarte, foarte grea. Însă și a noastră este bună, aici să zici, este foarte bună și a noastră. Trebuie schimbat o simen ce-i drept, pentru că o să scadă, dar meciul ăsta este bun. Îi dăm sim cu tactica lui și vedem ce se întâmplă în meci. Ok, și se pare că începem până la urmă finala, doar puțin până am intrat în camera asta, e destul de complicat să intre, însă a început, vine ataca, hai să vedem primul atac, ok, se pare că apără Frimpong. Lovitură de colț pentru cei de la Leverkusen, hai să vedem o centrare destul de bună la Boniface, nu e Osimhen din nou, bă, Osimhen e prea bun cu capul, efectiv, e prea bun cu capul Osimhen, înscrie, face 1-0 versus cei de la Real Madrid, incredibil, și în finala trecută tot el a dat gol cu capul, uitați-l puțin cum sare, sare prea bine la cap, bine mă Osimhen, ocazie bună pentru Osimhen, acum șutează și reușește să marcheze, mă, bine mă Osimhen, mă, face 2-0 versus cei de la Real Madrid, e un monstru. Un monstru în atac, un monstru efectiv. 2-0 în minutul 40, cred că. Haideți să vedem cornerul acum, centrarea destul de bună, însă iese cu tanuri, iese foarte bine. Boniface face 3-0, mă, bine, mă, Boniface. Nu am înțeles ce a făcut acolo Courtois. Părea că o să o prindă, însă nu o prinde. Apucă Boniface să dea cu capul și înscrie golul al treilea din acest match. Pasă foarte mult la Wirtz, Wirtz trece foarte bine, poate să șuteze, șutează, o, ce scăriță, incredibil, incredibil, nu se poate așa ceva. Wirtz e un monstru, efectiv. Ce scăriță a dat peste Courtois, dita mai înaltă de 2 metri. Ce scăriță a reușit să dea, incredibil, finala asta e bună, chiar e bună finala. Revedem faza asta că e prea bună, uitați-vă și voi Wirtz ce reușește să facă, efectiv îl umilește pe portar. Ocazie bună acum vine la balon pentru Real Madrid, foarte bună e Rovella, Rovella trece foarte bine, șutează și se pare că înscrie Rovella. Ce fază bună a reușit să facă Rovella, cum a trecut pe lângă cei doi fundași ai noștri, ea efectiv i-a umilit. Ultima fază din match, minge la Bellingham, hai să ne ce va face și trece foarte bine, șutează și se pare că marchează Bellingham, se face 4-2, da, degeaba, degeaba, nu mai are timp, e minutul 93, nu mai are nicio șansă Real Madrid. Și la următoarea atingere de balon se va termina, câștigăm a treilea Champions League consecutiv, al treilea Champions League consecutiv, reușim să o batem și pe Real Madrid cu 4-2 în finala UEFA Champions League.
Bine, mă. Un sezon foarte, foarte bun pentru Leverkusen, însă haide să vedem unde a pierdut versus Bayern. Se pare că acolo pe 27 octombrie o batem cu 1-0, iar pe 23 februarie o batem cu 2-0 în ligă și se pare că scăpăm fără rotire. Destul de simplu, cred că mai bine punem cu egal, dar asta este, totuși am bătut de două ori. Trecem în sezonul următor. Suntem în sezon cu numărul 9 și în acest sezon, să fiu sincer, cred că este timpul să-l schimbăm pe Osimhen. Este un jucător foarte, foarte bun care merita să mai stea la echipă. De fapt și ceva, nu o să-l vom, o să rămână la echipă. E un icon al echipei. O să rămână aici pe banca de rezervă, însă voi transfera un nou atacant la echipă pentru că el o să scadă. Și oricum avem 468 de milioane. N-am cum să efectiv pot să cumpăr pe oricine. Și eu vreau să-l cumpăr pe Erling Haaland. Și așa a câștigat el baloane de aur, vreau să câștige și la mine baloane de aur. Și desigur îl iau și pentru că expiră contractul. E și Haaland are 94 overall, așa că eu zic că o să merite. Așa că hai să-l transferăm. E bine, și Haaland vine la echipă pe suma de 147 de milioane de euro. E bine, și acum cu Haaland în atac, Boniface și Osimhen pe bancă, efectiv cred că o să câștigăm tot, 3 striker, 94-94-93, incredibil, mijloc, nu mai zic. Totuși, haideți să fac și contractele și DVM planurile și revin într-o secundă. Am făcut DVM planurile cât și contractele, așa că simulăm sezon cu numărul 9, sperăm la încă un Champions League. Haideți să vedem dacă reușim. Haideți să vedem în 2031 cine câștigă balonul de aur și se pare că este Osimhen din nou. Cred că 4 ori sau 5 ori, nici mai știu, nu mai știu. Cred că 4 ori totuși. Bine, mă, Victor Osimhen, ultimul an probabil în care o să iei, dar foarte, foarte mult jucător, extrem de bun. Sezonul cu numărul 9 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Boniface 94 și vedem că Osimhen n-a scăzut. Ok, n-a scăzut mai jos de atât. Păcat, sincer, pentru că eu cred că a jucat el în locul lui Haaland, ceea ce înseamnă că Haaland nu prea a jucat deloc. Destul de nașpa, însă echipa a crescut destul de bine. Hai să vedem totuși câte goluri au reușit de ai noștri și se pare că da. Ce spuneam, Osimhen 20 de goluri, Viz 19, Boniface 18, Gavi 14 și Haaland 10 de abia 13 meciuri, dar eram sigur. Iar la asisturi se pare că este Balde cu 15. Hai să vedem dacă reușim și se pare că reușim să câștigăm din nou Bundesliga aici fără nicio problemă cu 86 de puncte. Supercupa Germaniei reușim cu 2-0 fără nicio problemă. Cupa Pokal reușim cu 3-1 fără nicio problemă din nou. Îi batem pe cel la Freiburg. UEFA Super Cup reușim să câștigăm cu 2-0 versus cei de la Sevilla. Foarte, foarte multe trofee pe capul nostru. Haideți să vedem totuși în Champions League ce am făcut. Se pare că am terminat pe locul 1 cu 16 puncte. Iar în round of 16 ne scoate Barcelona cu 5-1 la generalul. Wow, ne-au spart efectiv, ne-au spart. Și se pare că totuși Barcelona este în finală. Un sezon mai slăbus pentru că n-avem Champions League, însă totuși haideți să vedem unde am pierdut versus și la Bayern. Se pare că pe 23 august acolo i-am bătut în ligă cu 2-1. Am făcut egal pe 28 februarie, ok. Și se pare că cam astea au fost meciurile. Scăpăm și data asta de spin. Intrăm în sezonul cu numărul 10, ultimul sezon. Suntem în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, unde să fiu sincer, nu știu ce să par la echipa asta. Adică arată prea bine, prea bine și pe banca de rezerve. Bine că în sfârșit a scăzut Osimhen, din păcate din nou. Însă echipa arată prea bine, nu poți să-i faci nimic. O să fac doar contractele și dăm drumul la sezon. Am făcut contractele și divem planurile. Echipa arată perfect, efectiv, pregătit pentru acest sezon, așa că simulăm ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, să vedem dacă reușim să ajungem din nou în finala UEFA Champions League. Haideți să vedem în 2032 cine câștigă balonul de aur și se pare că este Boniface, nu? Cred că este Boniface, este destul de ciudat să-mi dau seama, dar este Victor Boniface, avem acolo confirmarea. Bine, mă, avem încă un balon de aur. E bine, sezonul cu numărul 10 s-a terminat și vedeți că suntem în finala UEFA Champions League pentru că e cu albastru pe fundal. Însă înainte de asta, hai să vedem cum arată echipa. Și se pare că echipa arată destul de bine, însă, what? Haaland 92? What? Are 32 de ani, are niciun sens, dar o să băgăm pe Osimhen. Haideți să vedem totuși cine a scris cea multe goluri și se pare că este Haaland de data asta. Ok, Haaland cu 31 de goluri, Victor Osimhen cu 27 și se pare că Boniface doar 3 goluri, da, în 19 meciuri. Și la asisturi se pare că este Gavi cu 17 asisturi. Bundesliga, haideți să vedem, reușim să câștigăm fără nicio problemă, 87 de puncte câștigăm detașat. Supercupa Germaniei reușim cu 3-1 versus cei de la Dortmund, reușim să câștigăm. Cupa Pokal reușim, nu reușim, aici este Dortmund. Haideți să vedem ce a făcut totuși în Champions League. Se pare că am ieșit din grupa noastră pe locul 1 cu 14 puncte. În round-ul 6 se pare că dăm de Newcastle, pe care o bate cu 6-0 la general. I-am spart efectiv.
În quarterfinals dăm de Lens pe care o batem cu 4-2 la general. În semifinale dăm de Manchester United pe care o spartem efectiv cu 6-9 la general. Iar finala vom juca versus Manchester City. O finală interesantă. Am jucat și cu Real Madrid și acum jucăm și cu City. Însă echipa asta este foarte, foarte pregătită pentru acest match și foarte bună. Haaland, cred că o să joace în locul lui Boniface pentru că văd că este mai în formă decât el. Așa că va juca Haaland cu Osimhen atac. O să-i dăm un tactical view și haide să intrăm în match. Și se pare că începe match-ul versus cei de la Manchester City versus cei de la Leverkusen. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm ultimul Champions League din această simulare. Ocazie bună pentru City, Miranda la balon, șutează și se pare că Miranda marchează. Wow, cu un pressing foarte mare pe care l-au ăia de la City, reușesc să înscrie primii. S-ar putea să fie prima finală pe care o pierdem. Totuși aici frame punct pasă la Perez. Perez acum reușește să înscrie. Bine mă, Perez face 1-1 imediat. Leverkusen a întors meciul din nou la egalitate. Ugarte pasează la Gavi. Gavi ție bine de balon. Hai să vedem ce face. Șutează și reușește să marcheze. Wow, nu mă așteptam să șuteze. Efectiv, nu mă așteptam să șuteze Gavi. Mă așteptam să dea o pasă. Căuta mereu să întorc sau întorc pe cealaltă parte. Și până la urmă zice nu, eu șutez. Și a reușit să înscrie. Wow, ok. 2-1 versus cei de la City. Se pare că este Haaland și intră Boniface. Hai să vedem că reușește Boniface să marcheze. Ocazie bună aici pentru City. Hai să vedem ce va face și se pare că marchează Moraes. Ok, ok. Se face 2-2, minutul 67. Și se pare că se termină meciul egal. Vom merge în prelungire. Ultima fază de match, minge la Boniface, foarte bine la Virt. Virt șutează și marchează. Incredibil, incredibil. Virt marchează în minutul 103. În 123. În minutul 123 marchează Virt. Incredibil. Și eu tocmai ce mă pregăteam să spun, gata, penaltiuri. Incredibil, nu-mi vine să cred cum s-a terminat. Wow, revedem faza. Cum a trecut aici, pasă de la Boniface. Virt cu stângul șutează. Nu are ce să facă portarul. Intră gol în minutul 123 și nu mai am nicio șansă, fix când o să atingă mingea, s-a terminat, am câștigat din nou UEFA Champions League, finala UEFA Champions League, incredibil cum am câștigat-o, foarte, foarte frumos am câștigat-o. E bine și se pare că cam asta a fost videoclipul, simularea noastră cu Leverkusen, o echipă specială, nu știu, s-a întâmplat multe chestii la echipa asta. Chiar dacă la început nu credeam că o să meargă destul de bine din cauza la formație, până la urmă s-a obișnuit jocul cu formația asta și uitați-vă și voi ce am reușit să facem. Am câștigat multe trofee, baloane de aur, Champions League-uri, titluri, adică am făcut multe, multe chestii și chiar uitați-vă la echipă cum arată totuși. Eu zic că ești foarte de bine. Dacă ți-a plăcut, nu uita acolo să apeși butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest videoclip. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați și clopoțelul. Eu am fost Unreal Byte, v-a băvat. Pa, pa!